Cea mai mare dezamăgire a acestor alegeri a fost pentru mulți dintre votanții tradiționali, chiar Partidul Național Liberal. De ani de zile PNL nu-și găsește locul singur și e nevoit să se alieze cu tot felul de oameni pe care votanții liberali nu-i înghit. Dar na, asta e, bă, pentru interesul superior al partidului, pentru a obține mai multe funcții, merge și așa, până la un punct totuși. Păi lumea părea a fi înțeles alianța cu PD pentru înlăturarea PSD-ului de la putere. După aia, electoratul a înțeles săracul chiar și alianța cu PSD, de data asta pentru înlăturarea PDL de la putere. Ce n-a înțeles nimeni însă a fost cum votul se poate da de 3 ori peste cap, peste noapte, ca să-i aducă pe alegătorii PNL alături de Traian Băsescu. Cea mai importantă este votarea de către delegația permanentă, forul îndreptățit, a trecerii Partidului Național Liberal la Partidul Popular European. Exact așa! Oamenii au votat acum cu liberalii, iar luni dimineață s-au trezit aliați împotriva dorinței lor cu Angela Merkel, Barroso și alți populari europeni. Domnule Antonescu, atât de ușor ați uitat ce s-a întâmplat în 2012? Atât de ușor ați uitat că ați fi putut fi președintele României dacă nu exista acest PPE care și-a susținut abuziv reprezentantul pe Traian Băsescu? Ați uitat că puteați ieși din viața politică încă de pe atunci dacă aveați cuvânt, doar fiindcă niște comisari europeni din partea PPE și-au încălcat atribuțiile și au forțat nevalidarea unui referendum perfect îndreptățit unde s-a înregistrat cea mai mare prezență la vot din ultimii ani? Ați uitat că uitați foarte ușor în ultima vreme. Nu-i nimic, fiindcă ce uitați dumneavoastră, nu uită alții. Ștergeți-vă complet memoria și candidați la prezidențialele de la sfârșitul anului. Vă veți da seama că 15% a fost un scor mult prea mare pentru unui tuc de talia dumneavoastră.